Salutare, prieteni! Tocmai ce am plecat de la Leo acum o oră și ceva, să zic așa, și am început să mă plimb iar prin București, prin oraș, ca să zic așa. Am văzut că ursul mă tot caută, că n-are numărul meu. Deci dacă avea numărul meu, tot degeaba era. Mă cauți acum că ai aflat că Leo urmează să opereze la ochi, probabil. Și din spusele patroanei, îmi place umorul lui Ursu, dar nu-mi place vrăjeala Georgianei. Înțelegeți? Georgiana a greșit în legătură cu Leo, cu bani. Nu vorbesc de sume, ce și cum. Ei știu treaba lor. Știu că i-a trimis o parte lui Leo de-abia azi, când trebuia să-i trimită luni, pentru că Leo a fost și luni la ochi, în altă parte, cu Adelina, din câte știu. Nu? Cu Adelina, da? Nu cu Adelina, cu Fane. Luni a fost cu Fane. Deci Leo avea neapărat bani, nevoie de banii pe care i-a împrumutat Georgianei, avea nevoie luni. Și Georgiana mi-a aduc aminte că vineri a spus că promite că luni are banii la ora 11 și Leo o să nu mai îi reproșeze, să nu știu ce, și pe dincolo să urle, să țipe, să nu știu ce. A venit luni, niciun ban. A trebuit Leo să o blocheze pe Georgiana pe telefon ca în următoarea zi să percuteze din datorie, o parte din datorie, să zic așa. În fine, nu e treaba mea, treburile lor, dar când știi că sunt bani de probleme de sănătate, cum are Leo la ochi, faci pe dracu în patru și restitui banii, nu? Oricum, să vadă și Leo cum e să îi țeapă, cum am luat și eu din partea lui, din partea lui Alin, din partea Mihaelei. Cine mai mi-a dat țeapă? Mai sunt, care nu uităm pe goarnă acum, că poate, cine știe. Primește ceva. Oricum, nu o să mă las în legătură cu ce au să-mi dea ei mie. Leo vrea să ne vedem și mâine, nu știu ce, și pe Nicolo. Nu știu, nu promit. Poate am alt plan. Am stat cu el până târziu, mi-am pus și picăturile în ochi. Pentru că, na, dacă nu mai are pe nimeni pe lângă el, cine putea să fie lângă el decât prietenul lui, nu? Și fratele lui și finul lui, Cristi Marin. Bam, bam. Și am mai observat un lucru la ursul, că așteaptă cu mare nerăbdare să zică Leo ceva grav de Georgiana, ca să găsească motiv să plece iar, să... nu știu. Să le fie lor bine, să zic așa, și să le facă în ciudă celorlalți, Ancăi, lui Leo, patroanei, ca să le fie dor de ei, cum le-a fost și atunci când au plecat prima oară. Eu nu știu dacă mai stau la Severin, că am observat că s-au mutat la Sehaianu Pisi. S-a băgat Pisi aici. A văzut, vrea să-și ia nu știu ce mașină, spunea ursul. Caterinca. Umorul lui ursul, na, ce pot să zici. A făcut mișto, a făcut Caterinca, glume. E bine că are glume în program. Dacă voia să mă găsească, neapărat mă găsea pe Facebook, pe Cristi Marin, putea să mă găsească și pe Tikitaka, pe TikTok, Cristi Marin 2020. Dar probabil că nu și-a dat seama. S-a dat seama? Sau nu l-a interesat? Cred că l-a interesat puțin așa, pentru că era vorba de Leo. Nu știa nimeni ce se întâmplă cu Leo la operație, dar nu la urmă urmei pe Leo nu l-a operat și a făcut injecții la ochiul cu care mai vede cât de cât. Era vorba
să-i facă operație la ochiul care nu mai vede, ochiul stâng, dar am înțeles de la doctorul Baltă, pe care l-am cunoscut și eu astăzi, am înțeles că a rămas pentru luni și ochiul cu care mai vede cât de cât să nu se afecteze și mai rău decât e. Înțelegeți? Acum am înțeles că sunt speranțe să mai vadă, adică nu are ceva grav, dar lui se trage de la diabet, prieteni. Mi-a spus și azi, să n-ai vedere, să rămâi orb, Doamne ferește, e cea mai mare pedeapsă. E ca și cum nici nu te mai dori să mai trăiești. Să nu mai vezi, e grav. Și el îmi spunea, Cristi, dacă ai fi în locul meu, păi, Doamne ferește, dacă aș fi în locul tău, îmi dau seama cum e să nu mai vezi. Mi-am povestit o fază de la accident, când am adormit la un moment dat, după nu știu câte ori, după două zile care nu dormisem. În fine, am mai povestit-o în trecut și m-am trezit și nu găseam ușa ca să ies din cameră și până am aprins lumina. Deci nu vedea nimic. Deci e o senzație nasoală să nu vezi nimic. Să cauți ceva și să nu vezi. Pur și simplu să nu vezi. Trebuie să țină regim, i-am spus, regimul. N-am ce să-i fac. Am mâncat cu el iar câte o înghețată sau câte două, o vafă și o altă înghețată pe băț. Și spunea el că n-are voie să mănânce nici măcar o înghețată. Deci el este conștient, dar... Tot timpul îi se face foame. Am mâncat pepene azi cu el, deși n-are voie nici pepene, era foarte dulce. Na, ce poți să faci? Mi-a spus mai bine la Adelina, în vacanță, că acolo ții regim. Hai, prieten, că aici nu mai se vede nimic. Vorbim mai încolo. Te enervezi, hai să-ți folosești ceva. Ce că cadă țară prin asta de lângă armă. A sunat ieri la poliție pentru copilul ăsta care se chestează. Ții la 40 de grade pe stradă, nemâncat cu un ochi. Și-a spus la primărie, la poziția, s-a împăcat cu pizarul. Ce crezi că i-a spus? Că până vine, doamna care se ocupă de caz, este în concediu. Că nu poate să vină nimeni până vine, dar dacă moare copilul ăla pe stradă. Și că știu de caz. Și că cadă țară, bă! Bă, ce căcat de țară trăim! Asta e? Pe cuvântul meu, domnare. Că știu de caz, că sună mai mult. Și e de la agenția sunat, de la, tot de la pariu, sau ce? Nu știu, a sunat cineva pe aici. Și e, o deranjează, sau ce? N-au deranjat, sunt foarte bani. Păi da. A trebuit luat și dus într-un centru moților. Corect, corect. Sunt acolo cu măsa, cu tarte, cu... Păi nu-i scrie, dar nu au rămas pe străzi de bine. Înțelegi ce zic? Da, da, da. Adică, na, au și care, eu mă duc la mama, dorm acolo, știi ce zic? Dar asta n-ai unde să te duci. N-ai un acoperit deasupra capului, unde duci? Ați înțeles? Da, 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 e aiurea. Despre asta este vorba, am propozit. Da, aștepți că atâta timp cât statul mi-a taxă pentru aia, pentru aia, pentru aia. Pur măcar pentru ăștia, cu orice. Na, n-au-i treabă cu... M-ați înțeles? Eu sunt foarte revoltată pe treaba asta. Păi, cine nu e? Eram studentă, făceam voluntariat lângă... E ProTV-ul, vis-a-vis o biserică. Da, știu. Și pe strada aia, cum te duci cu o străduță așa în stânga, era o asociație... de un preot. Uh-huh. Făcută acolo, construită. Și erau și copiii... care stau cu părinți și copii abandonați și mai mulți. Mai adunat și de ăștia după stradă. De abandonați? Nu, de ăștia după stradă mari. De ăștia mari? 6 ani, 7 ani, 8 ani. Și? Că pe unul ții minte că l-au să se întreb. Mamă, mâncați așa, aveam bătuții, că îi îmbrăca, omul le vrea să le ofere masă, de stat, de... Fugeau. De ce voiau bani? Erau învățați cu... Voiau bani, ca să-și iau ei, să-și iau țigări?
Băutură. Erau învățați cu bani. Și de, când rămâneau fără și nu mai au ce să îmbrace, să la, veneau acolo. Știu că am stat toată la îndrăzită, ducea pe unul, mă vrei să știu. Nu mai spun. Iar de atunci am prins așa o sensibilitate pentru oamenii. Păi, se miră de ei. Am auzit tot felul de povești. Se miră de ei. Întremurătoare, vorbesc serios. Cred. Trei ulei pe aici și mă umplu de ulei tot. Și asta trebuie să faci, să-mi dau ulei pe jos pe aici, să spălăm. Ce m-a făcut să râd, dar uși de ulei pe jos. Băi, Leo, mănânci vafă? Și mâncare pe timpul? Cât era o vafă pe timpul? Ce vafă, mă? De unde? N-am mâncat vafă de asta pe timpul. N-ai mâncat? Și cât era una? 3 lei. Moneda de aia de 3 lei. Nu ți-au ce aminte? Auzi, mănâncă o înghețată. Cu cine vorbești? Cu Adelina? Ce să... Nu! N-ai voie să filmezi, gata. Ba da, te filmez. Cum adică? Hai oprește-te, rog frumos. De ce te-ai certat cu Adina? Te-ai certat cu Adina sau nu te-ai certat? Nu m-a certat. Păi mai ești împreună cu ea sau nu mai ești? Oprește-te. Nu? O șterg dacă vrei.